Salut, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou video din Grădina lui Geo. Astăzi vreau să vă prezint un proiect la care visez de mult timp, și anume o saună. Va fi o saună de grădină, deci va fi în grădină, nu o voi face într-o încăpere în casă. Va fi ca un fel de căsuță în grădină. Un proiect la care visez de ceva timp, dar până în momentul de față nu am reușit să-l realizez, deoarece sunt implicat în mai multe proiecte și financiar este foarte greu. Dar uitați, cu ajutorul lui Dumnezeu am început și acest proiect și sper să-l finalizez cât mai repede. Da. Nu uitați, totul începe cu un vis și visați, pentru că într-o bună zi, în mod sigur, visul vostru se va îndeplini. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Am schițat pe o foaie, bineînțeles, după care am trecut la treabă. Am schițat puțin și la fața locului. În acest loc voi veni cu o placă de beton. Toată structura va fi pe lemn. O voi face din lemn și OSB. După care acesta va fi placat, bineînțeles, cu grese, cu tot ce este nevoie. Această saună va avea o baie, un duș. În partea aceasta va fi o încăpere dinaintea saunei, unde poți să te schimbi, să mai stai. Iar sauna propriu-zisă va fi pătratul ăsta, unde este cu albastru, cu ața aceasta albastră, trasat. Va fi o saună de 2,50 pe 2,50, cu o înălțime de 2 și 10, 2,20, depinde. Vom vedea pe parcurs cum va fi exact. Da, este un proiect destul de costisitor, dar sper eu că voi reuși să-l scot. Așa că urmăriți-mă în continuare dacă sunteți curioși ce va ieși aici. V-am salutat și până la următorul video, toate cele bune!